Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară din 26 martie 2020. Constat că avem un număr de 28 de consilieri județeni care au spus prezenți pentru această ședință. Declar ședința statutară. Și-au făcut prezența și domnii consilieri Chiriță și Marian Ichim. Sunt prezenți 30 de consilieri la momentul acesta. Domnul președinte supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 6 martie. Cine este pentru? Aveți 30 de secunde ca să votați pentru procesul verbal. Cu 30 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Domnul președinte supune votului dumneavoastră modificarea ordinii de zi, așa după cum ați primit pe tablete, respectiv cu scoaterea proiectelor 3, 4, 5, 6 și 18, deoarece era necesară utilizarea votului secret, și completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre pentru completarea hotărârii 60/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Călăraș, proiect care va fi primul înscris pe ordinea de zi. Cine este pentru amendamentele la ordinea de zi? Aveți 30 de secunde ca să votați pentru. Amendamentele la ordinea de zi au fost aprobate cu unanimitate de voturi. Domnul președinte al Consiliului Județean Bratia Iuță supune votului dumneavoastră ordinea de zi cu modificările și completările ulterioare. Aveți 30 de secunde ca să votați. Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. Vă mulțumesc. Spuneți că îmi dați cuvântul, vreau să o citesc articolul? Da. După mine sau după mine? Păi nu, după mine. Da. Dăm citire de articolul proiectelor de hotărâre, pentru că vi s-a transmis pe tablete proiectele de hotărâre așa cum au fost discutate și în comisie. Domnule secretar, vă dau cuvântul să dați citire tuturor proiectelor pentru a fi analizate și votate de către consilieri județeni. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Proiect de hotărâre numărul 1. Pentru completarea hotărârii numărul 60/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Călăraș. Aici se introduce practic posibilitatea ca să avem aceste ședințe în sistem electronic, cu vot în sistem electronic. Aceasta este voința consilierilor județeni după votul dumneavoastră, urmând ca și această ședință se desfășoare în același regim, așa după cum veți vota acest proiect de hotărâre. Se supune proiectul de hotărâre numărul 1 votului dumneavoastră. Cine este pentru? Aveți 30 de secunde ca să votați. Acest proiect de hotărâre a avut în vedere și o adresă a Ministerului Dezvoltării care recomandă ca ședințele să se facă în sistem electronic pentru a limita răspândirea virusului COVID-19. Proiect de hotărâre numărul 2 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Rădulescu Gabriel. Vă reamintesc că domnul consilier Rădulescu a demisionat din Consiliul Județean. Se supune votului dumneavoastră constatarea încetării de drept a mandatului domnului consilier. Cine este pentru? Aveți 30 secunde ca să votați. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 2 a fost aprobat. Urmează proiectul de hotărâre numărul 3 privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Șestakovski Silvian. Domnul președinte supune votului dumneavoastră validarea mandatului de consilier județean al doamnei Șestakovski Silvian. Aveți 30 de secunde pentru a vota pentru. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 3 a fost aprobat. Doamna Șestakovski a fost validată în calitate de consilier. Doamna Șestakovski, vă rog, rostiți jurământul. Șestakovski, rostesc următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Călăraș. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumim frumos, doamna consilier, felicitări și mult succes!
Domnul președinte al Consiliului Județean supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 4 pentru modificarea hotărârii numărul 63 din 2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică și stabilirea indemnizației acestora. Este vorba despre schimbarea membrului din partea comunității. Este introducerea domnului Eugen Marian în locul domnului președinte Iliuță. Supune votului dumneavoastră acest proiect. Cine este pentru? Aveți 30 secunde pentru a vota. Cu 27 de voturi pentru, o abținere și 3 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre numărul 4 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 5 privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Călăraș, Inspectoratul de Jandarm Județean Călăraș, General de Brigadă Barbu Părăianu, Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al Județului Călăraș. Aici, datorită unei erori de tehnoredactare, inițiatorul formulează următorul amendament. Litera A a aliniatului 1. Se completează aliniatul 1 al articolului 4 din protocol astfel. Litera A se completează și va avea următorul cuprins. A. Achiziționarea a 15.000 de măști chirurgicale, 15.000 de perechi de mănuși chirurgicale, 1.500 litri dezinfectant rapid gata de utilizare sub formă lichidă pentru dezinfecția fără acțiune mecanică a suprafețelor sintetice, 1.200 litri antiseptic pentru dezinfecția mâinilor și tegumentelor în limita sumei de 100.000 de lei. Punctul 1 al literei B se completează și va avea următorul cuprins. 1. Inspectoratului de Jandarm Județean Călăraș, în limita A, 5.000 de măști chirurgicale, 5.000 de perechi mănuși chirurgicale, 500 de litri dezinfectant rapid gata de utilizare sub formă lichidă pentru dezinfecția fără acțiune mecanică a suprafețelor semicritice, 400 de litri antiseptic pentru dezinfecția mâinilor și tegumentelor. Practic, s-au introdus acești 400 de litri antiseptic pentru dezinfecția mâinilor și la jandarmerie, deoarece inițial se omisese dintr-o greșeală de tehnoredactare acest lucru. Se supune votului dumneavoastră amendamentul la proiectul numărul 5. Aveți 30 secunde pentru a vota. Cu P pentru, A abținere, C împotrivă. Aveți 30 secunde pentru a vota. Unanimitate de voturi, amendamentul la proiectul 5 a fost aprobat. Domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Vasile Iliuță, supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 5, așa cum a fost amendat. Se supune la vot proiectul numărul 5. Aveți 30 secunde pentru a vota, cu P pentru, A abținere, C împotrivă. 30 de secunde. Proiectul de hotărâre numărul 6. Proiectul de hotărâre numărul 6 privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2020. La acest proiect de hotărâre, inițiatorul formulează următoarele amendamente. Se introduce articolul 2 cu următorul cuprins. Se aprobă utilizarea din excedentul bugetar al Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraș, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019 în exercițiul bugetar 2020, în valoare de 500.000 de lei, având ca destinație finanțarea cheltuielor de funcționare cuprinse în bugetul acestei instituții. Articolul 2 la proiectul de hotărâre va deveni articolul 3. Se va aproba introducerea listei de dotări a Spitalului Județean de Urgență Călăraș privind dotarea cu echipamente medicale pentru situația de urgență, lista ce va fi finanțată din subvenții de la Ministerul Sănătății, 90% din valoarea echipamentelor și cofinanțarea din bugetul propriu al județului Călăraș, 10% conform anexei atașate. Valoarea cofinanțării ce va fi cuprinsă în bugetul propriu este de 375.000 de lei și va fi asigurată prin diminuarea sumelor prevăzute în buget la obiectivul de investiții Centru Sociocultural Călăraș, fost palat administrativ, PT plus DE și execuție lucrări.
Se aprobă introducerea listei de dotări a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului în sumă de 125.000 de lei, reprezentând dotare cu centrală termică și mașini de spălat fundamentare și lista de dotări atașate. Ați primit pe tablete documentația. Suma va fi asigurată prin diminuarea sumelor prevăzute în buget la obiectivul de investiții Centrul Sociocultural Călăraș, fost spălat administrativ pe T plus D și execuție lucrări. Se aprobă majorarea bugetului propriu cu suma de 347.000 de lei, reprezentând subvenții de la bugetul de stat, programul PNDL, pentru finanțarea lucrărilor de investiții la DG401C, respectiv la capitolul 84.02 transporturi. În vederea susținerii măsurilor privind organizarea și echiparea spitalelor din competența Consiliului Județean Călăraș în situația de urgență existentă de pandemia de coronavirus COVID-19, supunem aprobării și următorul amendament, respectiv a mobilizarea creditelor bugetare în valoare de 8.100.000 de lei în vederea alocării lor către spitale, astfel diminuarea cheltuielilor de investiții finanțate din bugetul propriu pe anul 2020 cu suma de 6.650.000 de lei conform anexei listă de investiții. Diminuarea cheltuielilor la capitolul 6702 Cultură Sport, respectiv la cheltuielile privind cotizația către AFC Dunărea cu suma de 1 milion de lei. Diminuarea subvenției pentru funcționarea a Centrului de Cultură și Creație Călăraș, respectiv din Programul de Acțiuni Culturale, cu suma de 450.000 de lei. B. Alocarea sumei de 8.100.000 de lei către Spitalul Județean de Urgență Călăraș, cu suma de 6 milioane de lei, din care 2 milioane de lei pentru asigurarea cheltuielilor curente necesare dotării cu materiale și echipamente de protecție, precum și achitarea unor arierate, și 4 milioane de lei pentru dotarea cu echipamente medicale de natura investițiilor necesare de urgență pentru asistența medicală a pacienților ce vor fi tratați de către acesta. Este vorba despre pacienții infectați cu COVID. Spitalul de pneumofiziologie Călăraș cu suma de 600.000 de lei pentru achiziționarea materialelor și echipamentelor de protecție a personalului medical și crearea fondului de rezervă bugetară, valoare de 1.500.000 de lei, în vederea alocării unui ajutor de maximă dificultate primăriei Oltenița pentru asigurarea măsurilor de amenajare și dotare cu materiale și echipamente de protecție și medicale pentru Spitalul Municipal Oltenița, ca spital suport pentru tratarea pacienților cu COVID-19. Acest punct are reglementarea și fundamentul legal în articolul 36 din legea 273 a finanțelor publice locale. De asemenea, alt amendament, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu pe anul 2020 în forma finală cu amendamente se completează cu articolul 3 privind repartizarea fondului de rezervă bugetară către primăria Oltenița. Acestea sunt amendamentele supuse atenției dumneavoastră. Le-am transmis și mai înainte, ați avut posibilitatea să consultați directorul economic, ceilalți directori din cadrul instituției noastre, precum și președintele Consiliului Județean. Am încercat să răspundem întrebărilor dumneavoastră, chiar și celor formulate pe grup. Supunem votului dumneavoastră, începând de acum, amendamentele la proiectul numărul 6. Aveți 30 de secunde să votați cu P pentru, A abținere, C împotrivă. Vă rog, exprimați-vă votul. 30 de secunde. Mulțumesc. 38. Unanimitate. Cu unanimitate de voturi, amendamentele la proiectul numărul 6 privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2020 au fost aprobate. Se supune la vot proiectul de hotărâre numărul 6 privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2020 cu amendamentele aprobate. Cine este pentru? Aveți 30 secunde pentru a vota. Domnul Marian, din vicepreședinte, domnul Marian. Cum este?
cu 31 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 6 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 7 privind aprobarea raportului de monitorizare a planului de menținere a calității aerului în județul Călăraș 2019-2023 pe anul 2019. Se supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 7. Aveți 30 secunde pentru a vota. Cu 31 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 7 a fost aprobat. În telefon și le solicită să scrie numele. Proiect de hotărâre numărul 8 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici și actualizarea a devizului general ale obiectivului de investiție, modernizare și reabilitare a drumului județean DG211D, tronson DN21 Ștefan Vodă, Libertatea, DN3B Dichiseni, kilometrul 13 plus 500 la kilometrul 41 plus 500, județul Călăraș. Nu sunt amendamente de la comisii. Se supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 8. Aveți 30 secunde pentru a vota. Cu 31 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 8 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 9 privind transmiterea în folosință gratuită a unor capacități energetice de distribuție a energiei electrice aferente investiției racordare la rețeaua electrică bloc locuințe ANELE pentru specialiști, strada prelungire Independenței numărul 5A, în localitatea Călăraș, județul Călăraș. De la comisii nu sunt amendamente. Se supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 9. Aveți 30 secunde pentru a vota. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 9 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 10 pentru modificarea hotărârii numărul 112/2017 privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public și privat al județului Călăraș din administrarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș în administrarea Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călăraș. De la comisii nu sunt amendamente. Se supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 10. Aveți 30 de secunde pentru a vota. Cu 30 de voturi exprimate, 30 de voturi pentru și o neparticipare la vot a domnului consilier Tâlpeanu, proiectul de hotărâre numărul 10 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 11 pentru modificarea contractului cadru de concesiune numărul 2837/62 din 6 martie 2014. De la comisii nu sunt amendamente. Se supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 11
Aveți 30 de secunde pentru a vota. Cu 30 de voturi pentru și o abținere a domnului consilier Nuțu, proiectul de hotărâre numărul 11 a fost aprobat. Așa, urmează 12, nu? 12, da. Da, are dreptul. Am înțeles, rectificăm. Cu 30 de voturi pentru și o neparticipare la vot a domnului consilier Nuțu, proiectul de hotărâre numărul 11 a fost aprobat. Uite, mă, ce așa dat expresia, dar pentru. De dragi. La ce acceptul. Având în vedere votul cu întârziere, cu 31 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 11 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 12. Pentru modificarea hotărârii numărul 102/2015 privind transmiterea imobilului reprezentând Centrul de Afaceri Călăraș din administrarea Centrului Cultural Județean Călăraș în folosința gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru granița România-Bulgaria. De la comisii nu sunt amendamente. Se supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 12. Aveți 30 secunde pentru a vota. Cu 29 de voturi pentru și 2 abțiri, are domnul consilier Chiriță și Vârtejanu, proiectul de hotărâre numărul 12 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 13 pentru modificarea și completarea hotărârii numărul 32 din 2011 privind darea în folosință gratuită a unei părți de imobil Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraș pentru granița România-Bulgaria. De la comisii nu sunt amendamente. Se supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 13. Aveți 30 de secunde pentru a vota. Cu 28 de voturi pentru, 2 abțiri ale domnilor consilieri Chiriță și Vârtejanu și cu o neparticipare la vot a domnului Tălpeanu Ilie, proiectul de hotărâre numărul 13 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 14, privind modificarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Asistență Medico-Socială Călăraș. De la comisii nu sunt amendamente. Se supune votului dumneavoastră proiectul de hotărâre numărul 14. Aveți 30 de secunde pentru a vota. Domnul președinte Vasile Liuță pentru, domnul vicepreședinte Marian Dinulescu pentru, domnul Marin Ioan pentru, domnul vicepreședinte Barbu Valentin pentru, domnul Vârtejanu Liviu pentru, domnul Eciu Nicolae pentru, domnul Tulpeanu Ilie pentru, doamna Munteanu Laura pentru, domnul Magiaru Anton pentru, doamna Bănățeanu Mioara pentru, domnul Samuilă pentru, domnul Gruiță Nicolae pentru, domnul Bănescu Laurențiu pentru,
Domnul Spiridon Marian, pentru. Domnul Matei Gheorghe, pentru. Domnul Chiriță George, pentru. Domnul Benea Ovidiu, pentru. Domnul Rogoz Nicolae, pentru. Domnul Marian Ichim, pentru. Domnul Manole Sergiu, pentru. Doamna Pascu Violeta, pentru. Domnul Băluță Ion, pentru. Domnul Deculescu Valentin, pentru. Doamna Șestakovski Silviana, pentru. Domnul Găman Ion, pentru. Domnul Ana Titu, pentru. Domnul Nedelcu Vasile, pentru. Domnul State Laurențiu, pentru. Domnul Nuțu Marcel, pentru. Domnul Filimon Mihai, pentru. Domnul Haralambie Popescu, pentru. Gata? Gata, tot. Cum s-a votat? Unanimitate. Văd că 14, nu? Da. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 14 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 15 pentru modificarea și completarea organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraș. De la comisii nu sunt amendamente. Se supune votului dumneavoastră. Proiectul de hotărâre numărul 15. Aveți 30 secunde pentru a vota. Luați în cadru, domnul Bănescu, Laurențiu Pen. Domnul președinte Vasile Iuță, pen. Domnul vicepreședinte Marian Dinulescu, pen. Domnul vicepreședinte Barbu Valentin, pentru. Domnul Enci Nicolae, pen. Domnul Marin Ioan, pentru. Doamna Munteanu Laura, pentru. Domnul Chiriță George, pentru. Domnul Spiridon Marian, pentru. Domnul Benea Ovidiu, pentru. Domnul Bănescu Laurențiu, pentru. Domnul Deculescu Valentin, pentru. Bănescu Deculescu, pentru. Domnul Marian Ichim, pentru. Doamna Bănățeanu Mioara, pentru. Domnul Haralambie Popescu, pentru. Domnul State Laurențiu, pentru. Domnul Guriță Nicolae, pentru. Domnul Băluță Ion, pentru. Domnul Vârtejeanu Liviu, pentru. Doamna Pascu Violeta, pentru. Domnul Matei Gheorghe, pentru. Domnul Manole Sergiu, pentru. Domnul Filimon Mihai, pentru. Domnul Samoilă, pentru. Domnul Magiaru Anton, pentru. Doamna Ana Titu, domnul Ana Titu, pentru. Doamna Șestakovski, pentru. Domnul Găman Ion, pentru. Domnul Rogoz Nicolae, pentru. Domnul Nuțu Marcel, pentru. Domnul Nedelcu Vasile, pentru. Domnul Tâlpeanu Ilie, pentru. Unanimitate. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 15 a fost aprobat. Domnilor și domnilor consilieri, vă mulțumesc mult că am reușit împreună să ne desfășurăm ședința ordinară din data 26 martie 2020, iar la final declar lucrările ședinței ordinare închise și vă mulțumesc mult pentru participare.